Dacă nu exista proiectul Power Couple, trebuie să recunosc că pentru unele persoane cunoscute din România nu puteam să atașez mental perechea. Nu reușeam. Uite, de exemplu, Cristi Iacob. L-am văzut în atâtea situații artistice. Ăsta la petreceri de companie nu vine. În cancan n-a apărut, deși o să-l ajut. N-aveam cum să știu cine e soția lui. Trebuia să caut destul de mult. Proiectul Power Couple m-a ajutat să o cunosc și pe Gabriela într-o formă în care sper să o cunoașteți și voi. Azi la Neața, pentru a anunța foarte clar premiera Power Couple România, Gabriela și Cristi Iacob. Bună dimineața! Salut, Gabriela! Salutare! Cristi, mulțumesc! Poți să... Hai zi. Gabriela. Când aud chestia și acum mai am spaime noapte. Guarna cu care guarna dăm start. Dar asta vreau să spun, mulțumim, că noi cu Gabriela vreau să vorbim. Adică tu ai fost șoferul astăzi. Salut, Gabriela. Bună, bună dimineața. Oamenii nu știu multe lucruri despre voi, bine, nici nu vreau să divulg, o să vadă la Power Couple. Dar trebuie să înțeleagă oamenii că voi sunteți împreună de... Asta e probă. Suntem căsătoriți de 14 ani. Bun. Și oamenii vreau să înțeleagă că Iacob Cristian nu este chiar cel mai cuminte copil din bătătură. El are șansa asta să treacă de băiatul cu minte. El e și un pic țaca, ceea ce s-a văzut la Power Couple. Da. Omului, de ce e optat așa? Da. Mergem un pic înapoi la momentul în care v-ați cunoscut. Mă rog, amândoi actori, era destul de simplu să dați nas în nas. Dar cum s-au desfășurat lucrurile? Cu bilețele, cu telefon, cu luat de mână și trimis direct la mare? Eram la mare. Erați la mare? La Constanța, da. Bun, și? Și știi că o chema Iacob și înainte? Eu știu, dar oamenii nu știu. Deci aici n-a fost mare schimbare. Nu, am dat o declarație la primărie, cum că nu suntem rude de gradul întâi. Da. Bun. Ce e fain este că v-ați căsătorit destul de repede. Nu chiar, după vreo 3 ani. Păi acum e repede. A, da? A. Da, în zilele noastre. Ok, atunci repede. Hai să mergem la aceste scene în care pare că suferă tot timpul Cristi și Gabriela se distrează. Ce vi s-a părut ușor la Power Couple? Drumul cu avionul. Păi a fost ușor? Nu știu, dar poate ceva avea fost ușor. Da. Nu știu, faptul că sunteți mai experimentați decât ăia care erau de 2 ani împreună. Mă, având în vedere că erau chestie... Iartă-mă, zi tu. Nu, spune. Nu, erau chestie nouă și pentru... Nu, erau chestie nouă, nu mai fusesem. Eu cel puțin în genul ăsta de emisiuni nu mai fusesem. Asta... Iar eu nici atât. Da. Și practic era o descoperire. Până la coadă, ușor. Ușor a fost că era ea lângă mine, pentru mine cel puțin. Da, da. Eu n-aș fi mers nicăieri într-o emisiune altfel decât așa. Și de asta, cumva, da, a fost ușor, pentru că ne bizuiam unul pe celălalt. Ce-a fost greu? Faptul că am fost cu ea. La bine și la greu. Da. Da. Să uite și oameni necăsătoriți la mine, adică vă rog frumos să țineți lucrurile, că nu se mai căsătorește nimeni. Deci a fost și ușor și greu că ai fost cu ea. Ce am remarcat eu este că cu altă soție, altuia, nu te-ai fi dus la Power Couple, Cristi. Nu, chiar nu. Nici la Power Couple, nici în altă parte, că nu obișnuiesc. Am înțeles. Vreau să știu cum a fost primul vostru an. Vă mai aduceți aminte? Ei, ăla, cu fluturași foarte mulți. Cu toate că noi eram niște oameni foarte tineri. Da. Adică nu poți zic că aveam 15 ani, 17 ani. Corect. 18 ani. Dar hai să fim serioși. Când moare copilul din tine, mori și tu. Că toți, gândiți-vă la orice vârstă. Încă n-ai senzația vârstei respective, știi? Și uneori o forțez puțin cam tare. Că unii oameni sunt destul de penibili, ca la 70 de ani să mai apuce... Cât de repede v-ați mutat împreună, Gabriela? Repejor. După 2 ani. Cam după 2 ani, practic, am locuit împreună, fiindcă ea era angajată la Teatru din Constanța, eu eram în București. Navetist, senzual ai fost. Da, și după un an... Cu taxiul mergeam la miezul nopții, Doamne, iartă-mă. După un an și ceva mi-am dat seama că trebuie să mă mut în București, că nu mai... Cât de repede te-a cerut în căsătorie? Păi nu m-a cerut. Niciodată?
Și nu te-am cerut mai. Ba da, ba da, ba da, dar n-a fost o cerere de aia clasică, așa, cu așezată în genunchi. Cu... Ok, nu, am zis, hai să o legalizăm, ca să zic așa, ca să nu umblăm de nebuni. Ok, am înțeles. Da, cam după 3 ani, cam așa. Bun. Am niște probe de trecut cu voi, ca să ne mai ducem aminte de greutatea din Malta. Nu e cald, cum a fost acolo, nu o să ne sufocăm și trebuie să trecem atât probe fizice cât și mentale. Vă provoc să jucați împotriva unui cuplu care s-a format la Neața, dar noi, pentru că stăm nas în nas, bot în bot aici de ani de zile, putem fi considerați toți soț și soție. Eu cu Cuza, Cuza cu Ristei, Răzvan cu Ramona. Deci noi toți aici suntem ca și căsătoriți, ne știm foarte bine. O să vă provoc la joc după o scurtă pauză să ne amintim puțin de greul care a fost. De data asta vă dau și mâncare. Greu, dar frumos. Luăm pauză, ne vedem imediat. Power Couple începe pe 5 februarie, se întâmplă luni, marți și miercuri la Antena 1, începând cu 20:30. E o emisiune la care te poți uita cu familia, cu copiii chiar, dar mai ales cu soția. Dacă vrei să ți se pună întrebări ciudate, mai cheamă și alte cupluri ca să vezi că nu e ușor să fii într-un cuplu în ziua de astăzi. Ne vedem imediat.